Bună seara, prieteni! E o nouă ediție ProSport Live. Așa cum v-am obișnuit în aceste zile, a început vara, au început discuțiile despre echipa națională. Le continuăm aici, mai ales că mâine este debutul, începutul ca selecționer într-o postură oficială a lui Edi Iordănescu, Muntenegru-România, mâine seară la 21:45. Discutăm despre acest meci și despre multe altele. Cu o voce importantă a fotbalului românesc, un prieten obișnuit al nostru, dar vroiam să-l introduc așa. Una din cărțile mele preferate în vremea studenției era Vocile nopții, a lui Augustin Buzura, poate cel mai mare scriitor al nostru în ultimii ani de dictatură. Nu o voce a nopții, ci o voce a zilelor noastre este în platou lângă noi, o conștiință a acestor timpuri pe care trebuie să o prețuim pentru ceea ce a fost și pentru ceea ce este. Bună seara, Florin! Te salut și îți mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase. La fel, e o plăcere că sunt cu tine. Ești un om și un ziarist care m-a ajutat enorm de multă carieră și nu numai pe mine, și care a avut numai cuvinte frumoase la adresa jucătorilor, chiar dacă eu știu, te-am mai și supărat din când în când. Niciodată în cazul vostru. Mulțumesc pentru prezența ta între buturile echipei naționale, în poarta Universității Craiova, cu care ai reușit eventul, în poarta lui Dinamo, a lui U Cluj, dar mai ales pentru ceea ce spui de atâția și atâția ani, pentru că e importantă vocea ta în contextul actual. Și ca să dovedim oamenilor că trăim niște vremuri aparte, trăim cele mai ciudate vremuri, amândoi. Eu am locuit pe Barbu Momuleanu, tu ai făcut școala în Tunari și o echipă la care tu ai jucat și pe care eu o vedeam zilnic, Dinamo, una dintre marile echipe ale fotbalului românesc, face o săptămână de când a retrogradat în Liga a doua. Ce simți? Cum crezi că se vor duce aceste zile și mai ales cum vezi întoarcerea acestei echipe în elită? Indignat, în primul rând, foarte indignat. Spun ce am simțit când aflăra cu jocarul sfârșitul jocului de pe Dinamo. Nu venea să plec din tribună, nu venea să cred. Stăteam împreună cu Dragnea și cu Orac, cu Nea Costel și cu Adi, cu Mihalcea, și nu puteam să plecăm de acolo, practic. M-am trezit a doua zi dimineață și mă rugam. Zic, Doamne, fă ceva, poate a fost un coșmar, poate a fost un vis urât, și mă trezesc. Și mă trezesc din nou la normalitate, în sensul că Dinamo în Liga 1. Ce s-a întâmplat după aceea, în zilele următoare și mai ales în ultimele 2-3 zile, m-a indignat. Și este fără precedent ce s-a întâmplat, atacurile împotriva lui Dușan Uhrin din interiorul vestiarului. Păi băi, domnii fotbaliști, băieții ăștia, l-am văzut pe băiatul ăsta, cum îl cheamă, Ivanovschi. Păi eu, dacă aș fi președinte sau antrenor în România, ăsta n-ar mai călca pe la nicio echipă pe aici. De ce? Să atace antrenorul de manieră asta, că nu știe nimic, că cine e ăsta. Le-am luat apărarea și știi foarte bine aici. Am luat apărarea la toți jucătorii și i-am încurajat. Era normal să vedem ce de baraj. Acum când văd atacurile astea, toate îndreptate împotriva antrenorului. Păi ce faceți voi, băi, ce ați făcut acolo la Dinamo, domnii fotbaliști? Înseamnă că voi ați avut dreptate și ProSportul a scris foarte multe lucruri din interior de acolo. Înseamnă că lucrurile au fost reale. Înseamnă că pe nimeni nu a interesat soarta acestei echipe. Da? Pe nimeni, te referi? Din interior, de la jucători mă refer. Inclusiv la cei care au intrat pe teren. La cei care au intrat pe teren. Este inadmisibil. Pe ce să mai spună mie antrenorul, domnul Ivanovschi? Când jucăm soarta echipei, mie trebuie să mai spună ceva antrenorul când intru pe teren? Foarte atunci? Da. Păi trebuie să nu uit de tot. Uit de familie, uit de... Când vedeam oamenii ăștia, păi înseamnă că oamenii ăștia, suporterii ăștia, au fost păcăliți, au fost mințiți. Da? Și atunci înseamnă că reacția suporterilor la adresa unor jucători a fost normală. Da? Poate trebuia să fie și mai vehementă. Acum îi vedem ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimica. Foarte bine, viața merge mai departe, își găsesc echipe, pleacă și joacă. Dar ciocul mic, băieți, ciocul mic fermoar, că ați nenorocit o echipă cu milioane de suporteri în spate și plângeau oamenii în tribuna acolo. Am văzut, da. Plângeau oamenii și ei acum vorbesc cu nonșalanță. Domne, n-am avut antrenor. Eu repet, dacă aș fi președinte, angajat în momentul de față sau antrenor, pentru nimic în lume, n-aș mai lua unul din jucătorii ăștia. Și atunci... Înseamnă că dacă îi angajează cineva, domne, e ceva neregulă. Părerea mea. Păi deja au plecat pe angajamente câțiva dintre ei. Eu mă refer la cei care au ieșit în presă și care și atacă, parcă au fi vorbit împreună 3-4 sunt, au vorbit împreună, haide să dăm pe Uhrin, că e plecat din țară, da? E plecat din țară, nu poate să se apere. Și așa ne scoatem noi. Și așa ne scoatem noi. Păi ăștia n-au caracter mare, ăștia nu sunt fotbaliști, n-au caracter. Ăștia te lasă singur în secunda următoare. Și atunci înseamnă că Mircea Rednic a avut dreptate. Tu ai spus-o aici încă de asta iarnă. Înseamnă că Mircea Rednic a avut dreptate și n-a fost sprijinit când a trebuit să opereze ca un chirurg, că acolo a fost cancer. Acum se vede ce a fost la Dinamo, da? Da. A fost cancer. Trebuia lăsat să opereze. Este inadmisibil ca 3-4 jucători să vorbească între ei, că se vede clar că au vorbit între ei, și să-l atace de maniera asta pe Dușan Uhrin. Și că era mai bine, domne, dacă rămânea Stoican. Păi Stoican a avut șansa lui, a avut nu știu câte jocuri, 6-7 meciuri, o singură victorie. Păi ce facem? Ne plac antrenorii care ne gâdi la așa și care ne zgândără de eul nostru și nu lucrăm cu profesioniștii? Pentru că și atunci înseamnă că Rednic a avut dreptate când a spus: domnule, ăștia au pus antrenorii și au schimbat antrenorii. Sigur, și de aia a cerut alți 14 jucători. Și de aceea a cerut alți 14 jucători. Sigur. E clar, de asta zic că domnul Ivanovschi, eu i-am luat apărarea, am zis: domnule, l-am văzut când intra, se bătea, alerga, dar atacul lui împotriva antrenorului, și aici nu poate să fie oricine, nu neapărat Dușan Uhrin, că se poate să fie orice antrenor. E un principiu, da. Este inadmisibil să zici un antrenor că nu știe nimica. Un antrenor care a antrenat și are și el câteva sute de meciuri. Și a antrenat și până Cipru, și a antrenat și până Cehia. Chiar aici și rezultate, care a avut rezultate. De asta zic că dacă îi mai angajează cineva pe băieții ăștia, își ia un risc enorm de mult. Că același lucru o să îl facă și lor. Ori dacă nu-l bagă să joace, ori dacă strâmbă din nas. Acum îi văd. Ei comentează acum metodele de antrenament din vremea respectivă și mai ales alcătuirea formației. Păi e clar că voi ați spus adevărul. Da? Acum se vede. Și atunci e clar că la Dinamo nu a fost întâmplător ceea ce s-a întâmplat. Nu putea fi al deznodământ. Nu putea fi al deznodământ decât ce este acum. Și a rămas, Marius, suporterii și toată lumea nici acum nu și-au revenit. Dar o să mă crezi că este un șoc. Nici acum nu și-au revenit și au trecut ceva timp. Te pun și pe tine în rândul suporterilor. Las la o parte calitățile despre care am vorbit. Se vede că ești emoționat și ești tulburat de ce s-a întâmplat. Sunt indignat în primul rând. Pentru că am fost păcălit, am fost mințit. Și o mână de 6-7 fotbaliști, care nu pot să-i numesc fotbaliști, și-au bătut joc de tot ce înseamnă Dinamo. Nume, suporteri, istorie. Pentru că? Și așa, pentru că au vrut să iasă, pentru că au vrut altceva. De ce au avut atitudinea asta? Păi ieși în față, când e greu, dacă ești fotbalist. Dacă ești fotbalist, ieși în față când e greu. Nu te ascunde. Nu ieși în față după ce ai nenorocit clubul ăsta. În loc să stai ascunși până ani de zile să nu mai vadă nimeni, iese ei acum și atacă șmecherii ăștia pe Dușan Uhrin, pe antrenor. Și ei spun, se întorc în timp și spun: dom'le, păi nu că ăla era mai bun, că ne salva ăla pe noi. Păi cum e posibil așa ceva, Marius? Uite că e posibil și se vede rezultatul. Și atunci de asta le zic, eu, dacă aș fi, n-aș angaja pentru nimic în un asemenea jucător. Și cine o să-l angajeze pe domnul Ivanovschi, o să vadă. O să-l aibă acolo. Care n-a fost singur, că au mai fost. Care n-a fost singur, au mai fost încă vreo 3-4. O să vadă că când bagi un măr stricat într-un coș bun, și ăsta, știi cum e vestiar, într-un vestiar la o echipă? Cancer, așa se cheamă. Se răspândește. Mai găsește 2-3 pe lângă el nemulțumiți, că eu știu. Eu preferam să am jucător cu personalitate în vestiar, pentru că îi controlam ușor. De ce? Veneau și spuneau, știam ce au în... Erau direct, erau sinceri, spuneau în față. Dar în momentul când simțeam că aveam un măr stricat din ăsta care exploda, putea să fie și fratele meu, putea să fie și tata, îl scoteam afară. Și am avut exemple de jucători mari. Îți dau un exemplu numai la Iași, pe Wesley. Când l-am adus pe Wesley la Iași, domnule, stadionul plin la primul meci. Fantastic. Ne-am scos salariul lui, cred că, din ticketing. Da. Dar când am simțit că lucrurile sunt în neregulă, l-am chemat, i-am spus odată în fața antrenorului. A doua oară nu i-am mai spus. Ne-am strâns mâna prietenește și a plecat. Dar uite, vezi ce înseamnă că acum spun, principalii vinovați sunt cei care i-au susținut și au fost susținuți inclusiv de la nivelul de cel mai sus al clubului. Păi cum e posibil așa ceva? Și atunci îl văd acum și acum îmi dau seama de Mircea Rednic. Da? Ce a vrut să facă și nu a fost lăsat să facă. Și atunci Nu răspunde nimeni. Acum văd că e o liniște. Așa, domnule, să ne mai întâlnim, să vedem ce facem, cum este, ce este. Păi nu, tată, nu se face așa. Cum se poate reveni? Okay. Cum se poate reveni să se pună, să se apuce de muncă, să-și numească o conducere executivă, care să-și spună un antrenor, care să-și ia... E vorba de competențe și de răspundere, Marius. E foarte simplu. Orice club mare. Eu am trecut prin retrogradare, am retrogradat cu Iașul, dar anul următor am promovat. E vorba și de bani, așa este, dar eu nu cred că nu s-ar găsi, eu știu, sigur că bugetul se dublează de cheltuieli. Marius, bugetul la Liga a doua nu e mare diferență față de Liga I. Vezi că la Liga a doua ai deplasări mai lungi. Îți spun numai două Timișoare, îți spun numai Iașul. Și îți mai dau încă niște exemple să vezi bugetul de cheltuieli. Intră Baia Mare acum, intră Reșița. Bravo, să vezi ce deplasări ai. Și mai multe și mai lungi. Plus că la Liga a doua, ce văd și am văzut, au sărit și acolo salariile. Dacă vrei să promovezi fără un buget de 2 milioane, 2 milioane și ceva, nu ai ce să cauți. Și atunci, nemai având drepte din televiziune, cheltuielile se dublează. E foarte simplu. Este și asta insolvența, dar timpul este foarte scurt. Trebuie să se apuce de treabă. În 2 luni începe. Și eu nu cred că poate fi alt obiectiv decât promovarea. Bun. Dar schimbarea trebuie... E clar că lotul va fi cu totul altul. Se pleacă în aceste zile, unii au și semnat deja, între cei mai buni și între cei nevinovați de ceea ce ai spus tu acum, pentru că nu mi se pare că Torje sau Cosmin Matei, care s-au dus la Farul și la Sepsi, ar fi fost în grupul de care ai amintit tu. Au fost, cred că, între jucătorii care au tras pentru... Mie mi s-a părut, îți spun sincer, l-am văzut, cu sinceritate, interviul ăsta l-am văzut cu băiatul ăsta, zic, uite bă, eu l-am apărat, îi spuneam, uite ce alergă, ce să bate. Chiar mi se părea un jucător care chiar... El nu era lipsit de calități, să știi. Zic, bă, dar și când am citit așa, zic, ia uitați-vă ce a fost la Dinamo anul ăsta. Îți dai seama, eu m-aș fi pus acum în locul antrenorilor care au fost acolo. Când tu le spuneai ceva și ei... Ce gândeau ei, putem să vorbim. Sigur că... Se întorceau cu spatele, spuneau jucătorii că, dom'le, dar pe mine de ce nu mă bagi, îmi dai mai eu să sunt la titular? Vrei să mă faci de râs că eu sunt titular, eu sunt... Nici o legătură cu emblema lui Dinamo, nici un pic de suflet. În secunda următoare zbura. Îl dădeam afară. De asta zic că Rednic a avut dreptate. Trebuie să dăm dreptate. Din păcate, nu a fost lăsat să opereze. Pentru că acolo era clar că trebuia o operație, intervenit urgent. Ceea ce l-a spus, da, trebuie să schimb neapărat. Avea și soluțiile, a dovedit-o mereu. Se vede acum e clar... N-avea care să fie dezordonat decât ăsta. Și asta arată că nu i-a interesat, n-au avut nicio treabă cu Dinamo, n-au știut ce este Dinamo, n-au simțit nimic pentru Dinamo și înseamnă că n-aveau ce să caute aici. Și cine i-a adus pe ăștia aici este principalul vinovat de acest deznodământ. Cum se întorc lucrurile? Cum vezi? Muncă, foarte repede. S-au pus la masă, am văzut domnul Zăvăleanu cu cei care au putere de decizie, foarte bine. Trebuie repede mișcat. Sigur că acum e perioadă de negociat, de rupt contracte, de renunțat, de adus jucători, pentru că nu este simplu. Vezi un dinamovist antrenor ca o condiție? Liga 1 e total diferit de Liga 2. Și mai avem o problemă de antrenor. Nu avem antrenor, Marius. Vorbesc cu mulți președinți de club, că mai vorbim și noi între noi. Sunt atâția și atâția care au absolvit cursurile. Dacă iei lista aia și te uiți pe ea, să vezi ce puțin rămân. Foarte puțin. Uite-te că sunt echipe la Liga a doua care deocamdată nu au antrenori. Am văzut asta. Sunt echipe la Liga 1 care nu au antrenori, care își caută antrenori pentru că sunt foarte, foarte puțini care au făcut performanță în ultimul timp. E adevărat. Și eu cred că este o problemă mare asta pentru fotbalul românesc, la antrenorilor. De valoare. Dar vezi un dinamovist care să schimbe vestiarul, spiritul a ce spui tu, adică ai merge, ai gândi revenirea cu un om care știe ce înseamnă Dinamo sau e de ajuns să fie un profesor? La antrenor mă refer. Antrenorul, indiferent cine este, poate să fie și Mourinho, dacă nu este susținut de numărul 1 din club. Pentru că aici la o echipă 3 lucruri sunt extrem de importante. De fapt 4. 1. Executivul. Da. Cel care, bineînțeles, răspunde în fața patronului sau eu știu ce e acolo, adunare generală și așa mai departe. Partea tehnică. Antrenorul da, cu echipa lui, cu toată lumea și cu jucătorii aici includ, ăștia răspund în fața lui ăsta, da. Pentru că și ăsta răspunde în fața patronului lui ăla de sus. Partea economică, care e foarte bine organizată dă-i cu licențiere, dă-i cu controlul, să nu se întâmple probleme, toată lumea controlată și juridicul. Dacă aceste patru lucruri din club, și nu trebuie oameni mulți, ăștia patru vorbesc aceeași limbă, nu are cum să nu meargă treaba. De asta zic, primul lucru important e ca cine este acționar sau cum este creditor acum, să pună un om loial, în primul rând, loial și să dea drumul la treabă, pentru că timpul trece foarte repede. Nu este, este timp destul până este prima etapă din Liga a doua. Trebuie să nu... Dar ca să aduci 20 de jucători nu e simplu. Și trebuie să aduci jucători care să joace pentru Liga a doua. Să nu mai faci tâmpenea care ai făcut-o și să aduci pe toți șmecherii ăștia, da, care au venit pe aici doar că n-au avut unde să se ducă, că nu-i lua nimeni, n-aveau alte echipe. Și uite ce s-a ajuns. Nu, aduci jucători, faci analiză la fiecare. Păi eu un singur, am rămas din de un singur. Când am plecat de la Dinamo, am lăsat doi portari la Dinamo, Marius. Pe Piscitelli și pe Straton. Amândoi foarte buni. 6.000 salariu aveau. Foarte buni. După aceea, când am văzut, i-au dat afară liberi. Piscitelli 25 de ani. Eu l-am dus contract 3 ani jumate ca să putem să-l vindem. Da. Ți-aduce aminte? Da, un portar foarte bun. Foarte bun. Și puteam să-l vindem. A plecat gratis. De fapt, amândoi au plecat gratis și au adus doi portari spaniol, unul de 32 de ani și unul de 38 de ani, pe 35.000 salariu. Bine, acolo e povestea, e o nebuloasă pe care nu știu. Cine a semnat actele alea, în timpul vieții cine a semnat actele alea trebuie să meargă la pușcărie. În secunda următoare, ăla trebuia primul arestat. Păi cum e posibil? E toată povestea cu spaniolii, cu Cortasero. Cine a semnat? Nu. Cine semnătura, cine pune semna până un asemenea contract e un criminal. Ăla a fost un criminal pentru Dinamo. Îți dau un singur exemplu. Și atunci, întorcându-mă, totul a fost o consecință de acolo. Jucători și antrenori și jucători și dat drumul la treabă. Ai văzut, acum și fără stadion. Nu se știe unde se joacă. Se joacă. Înțeleg că la Juventus se joacă. Da, nu cred că asta. Suporterii cu siguranță că vor fi înapoi lângă echipă. Eu sunt convins de lucrul ăsta. Oriunde vor fi, ei suferă acum. Dar important e ca să vadă, suporterii e important ca să vadă, să vină așa ca un pansament pe rana asta, care nu o să se cicatrizeze ușor, că spun că mă întâlnesc și azi la întâi cu dinamovii și îți spun ceva, stai și nu poți să le dai nicio explicație. Dar acum avem explicațiile, pentru că vedem ce se întâmplă. Da. E simplu. Și atunci să vadă omul, băi, ăștia chiar vor să facă ceva, ăștia vor să promoveze înapoi foarte repede. Haideți să trecem toți să suferim un purgatoriu, cum a suferit și suporterii Rapidului și suporterii Stelei și așa mai departe. Trecem un an, nu știu dacă poți să promovați cu toate că anul ăsta, uite-te ce e acolo. Se poate promova, haideți să fim serioși, Marius. Da. Au promovat grei care aveau și financiar și echipă. Uite-te ce e acum la acolo. Se poate promova. Și practic cei care au retrogradat, practic s-au desfințat. S-au desfințat. Deci nu de asta. Și dacă suporterii văd, băi, au dat drumul la treabă oamenii ăștia. Vor, hai toți împreună să trecem în purgatoriu, o să trecem împreună, dar să fim uniți, să promovăm înapoi și bineînțeles, după aceea sigur vine și stadionul, lucrurile vor intra pe un făgaș normal, cred eu. Acum este foarte greu. Foarte greu că e rana asta. Acum că nu s-a închis, e adevărat. Care nu s-a închis. E prea prost. Dar depinde de cei care sunt acolo. Ești optimist la anul, pe vremea asta facem o plimbare pe jos, venim de pe tunare așa spre Dinamo și mergem la meci, la ultimul meci din Liga a doua care va însemna promovarea? Simți că să dea Dumnezeu. Ai proiecția asta acelei zile? Nu am proiecția pentru că văd că deocamdată sunt la stadiu de discuții. Dacă lucrurile se vor mișca și bineînțeles că acum, sigur, trebuie să închidem o dată și cu subiectul ăsta am retrogradat, e prima dată în istorie, e greu. E clar dar că trebuie... nu-ți revii dacă nu înțelegi unde ești, sigur că n-ai timp de plâns, acum trebuie să te apuci să muncești. Așa e. Și să faci tot ceea ce depinde de ce ți-am spus eu, cei patru, ca acest club să revină acolo. Toți factorii care se strâng. Toți. Dacă nu sunt așa toți, n-au nicio șansă. Lăsăm durerea la o parte și ne uităm către Speranța. Speranța e o altă echipă a ta de suflet, care e a noastră a tuturor, echipa națională a României, în care tu ai jucat atâtea meciuri, ai fost la 2 campionate mondiale și 2 europene. Începe încă o dată, știi? Asta e speranța și asta este viața noastră a tuturor. Faptul că după ce s-a întâmplat la Dinamo, există viață, după atâtea și atâtea ratări, calificări ale echipei naționale, mâine avem dreptul la un recurs, la încă o viață. Muntenegru, Liga Națiunilor, jucăm 4 meciuri în 11 zile, n-ai trăit așa ceva în cariera ta de jucător, n-a fost până acum, n-a trăit nimeni. De Bruyne, starul lui Manchester City, a spus că îi se pare o nebunie ca după un sezon cu 60 de meciuri să joace 4 meciuri în 11 zile. Toată Europa e aliniată la acest... Mă uitam aseară la Spania, Portugalia. Leșinați erau și Morata și Coche. Se vede că din punct de vedere fizic nu dau tot. Cristiano Ronaldo, da. E logic să fie așa. Nu mai au de unde. Și plecau, declarația de după meci a lui Luis Enrique, n-avem timp de discuții, 1-1 cu Portugalia, ne urcăm în avion și plecăm la Praga. Au marți meci în Cehia sau luni. Noi avem marți în Bosnia. Mâine avem în Muntenegru, 21-45. Echipele o să le vedem în curând. Spun echipele pentru că avem pe vremuri, când eu citeam ziarul și tu erai în ziar, erai unul dintre campioni în ziarul Sportul, jucau posibilii cu probabilii. Înainte cu o zi de mers se întâmplă. Înainte, sau tinerii cu bătrâni. În săptămâna asta a jucat la modul ăsta Edi Iordănescu, e debutul lui mâine ca antrenor într-un meci oficial, a avut 2 amicale cu Grecia și cu Israel. Aceasta ar fi echipa posibililor. Ai reține ceva de aici, din ceea ce e pe ecran acum? Cu siguranță că se vor găsi. Primul nu rând... tu, dacă tu ai reține în primul 11. Dacă aș reține în primul 11. Da, dacă ai reține vreun nume din acești 11. Cu pentru că o să vedem. Da. Rațiu, Cicăldău, Mitriță, Alibec, Mihailă. Ai reține 4 jucători de aici. Da. Fundașul dreapta, Cicăldău la mijloc, Mitriță și Mihailă, cele 2 aripi. Și mai este, cred și că se gândește Edi la Iulian Cristea, poziția din fața apărării. Cum ți se pare ideea asta? Mi se pare o idee bună, pentru că eu cred că, dar sigur, asta implică o schimbare de sistem. E clar că te duci într-un 4-1-4-1, mă gândesc. Dacă cu el acolo, cu Iulian Cristea acolo. Da. În față, argumentele lui Edi Iordănescu că i-a ales pe cei 3 sunt următoarele. Viteză foarte mare în benzi, unde avem nevoie, și bineînțeles Alibec, vârf de atac împins, să zic așa, dar nu știu dacă el se simte foarte bine acolo. În rest, eu cred că în zona centrală Ghiță și Rus nu poate să-i locuiască pe Chiricheș și pe Burcă. Și pe Burcă, da? Cred, da. După aceea aici Mihăieță, sigur, un obicei la echipe naționale, dar cred că totuși va miza pe Camora, părerea mea. Sigur, Sergiu Hanca a revenit la echipa națională, dar nu cred că va intra în primul 11. Și cam atât. După aceea, repriza a doua, avem și repriza a doua, nu? Da, avem și probabilii în condițiile în care sistemul e de reținut. El a jucat mereu și la CFR Cluj și la FCSB în 4-3-3. Da. Iată și probabilii. Cu Manea și Camora, cum ai spus tu, cu Burcă și Chiricheș, cum ai spus tu. N-am vorbit deloc de portarniță, da? Să încheiem discuția repede aici. Da, Mijul cred că poate fi înlocuit. Cu toate că și moldovan și aioanii sunt... Nu avem probleme la postul de portar. Noi nu la portar suferim. Atât la echipa mare cât și la U21 suntem acoperiți. Și în competiția noastră internă avem portari tineri foarte buni care se urmă. Olaru, clar, în locul lui Hanca. Olaru în locul lui Hanca. De asta zic că Olaru cred că va fi și el în primul 11. Mi-e greu să cred că vom juca de la început cu Ivan, cu Tănase și Maxim în față. Cred că totuși aș da... E posibil ca Ivan să poată să joace, să fie în locul lui... În locul dreaptă. Ce am avut acolo, alesesei tu, Mitriță. Da. Este posibil. În rest... Octavian Popescu titular? Mă îndoresc, nu cred. Păun? Nu cred. În centru, aici, probabil Cicăldău. Probabil Cicăldău sau probabil va juca Olaru în centru. În centru și Cicăldău. Și ăsta mai sus. Nu, Olaru puțin mai sus și ăsta Iulian Cristea mai în spate. În spatele lui? În spatele lui, da. E greu, dar în primul 11 aș vedea Niț, sigur, Manea, să vedem. Pe mine Rațiu, spun ceva, este un jucător care m-a impresionat. Și mie îmi place mai mult Rațiu. Dar Manea vine cu, mă rog, un campionat cu experiență, cu titlurile multe luate cu CFR Cluj. Dar în schimb Chiricheș, Burcă, Camora, cred că e clar. Olaru, depinde repede de sistem. Dacă sunt curios cum va juca, dacă va juca 4. El tot timpul a jucat 4-3-3 și la Cluj și la FCSB și a încercat asta și intră în cărți și iese de acolo Iulian Cristea, părerea mea. Bun, atacăm, ne ducem peste ei. Cum poți să abordezi 4 meciuri în 11 zile? Păi, în primul rând, cu siguranță că va da, în aceste 4 jocuri vor juca toți care sunt în momentul de față. De-aia a luat atât de mulți, da. Cu siguranță, da, de-aia sunt și 4 portari. La portar nu știu dacă va da mai multe minute, cred că Liță va apăra. Dar, în schimb, ceilalți jucători este un format de competiție care Până acum noi n-am avut parte de așa ceva. Sigur că el a înlocuit jocurile amicale. UEFA a venit cu acest Nations League ca să ajute echipele naționale și din punct de vedere financiar. Pentru că față de drepturile în televiziune pe care le dai, vorbim europene, preliminare, mondiale, aceste drepturi, la fel, sunt niște meciuri în plus care aduc un venit. De asta a fost schimbat înlocuirea datelor. Exact. Și echipele mari o să vezi că schimbă echipele de la joc la joc. Nu interesează foarte mult. Tratează ca și meciuri amicale, mai ales că este final de sezon, unde se vede că din punct de vedere fizic în competiția asta nu se dă totul. Se vede. Eu nu cred că echipele mici, din păcate aici trebuie să ne includem și pe noi, vom ajunge prin Nations League la europene, că e greu să câștigi. Iar echipele mari nu au nevoie de varianta asta pentru că se califică direct din grupa preliminară, din grupa preliminară. Mai ales la europene, unde merg primele două din fiecare grupă. Da. Edi Iordănescu. Un început și pentru el de încredere, l-am văzut și e un lucru pozitiv, implicarea lui Neapuiu. A fost singura persoană care a fost lăsată să meargă la Mogoșoaia, deci am văzut. În primul rând, e bine că am învățat din greșeli și că trebuie să... Că s-a eliminat această bărambureală, când știi foarte bine, a fost acel focar de infecție la Mogoșoaia, a intrat cine vroia și cine nu vroia, de s-au îmbolnăvit. Și echipa mare vreau să-și aducă frizerii, hairstyliștii în cantonament și i-au oprit Edi. Înțeleg că era o obișnuință să vină și puneau poze pe... Păi din moment ce la ultima acțiune a echipei naționale s-au îmbolnăvit și echipa mare și U21, ți-aduce aminte? Sigur. Și plus U18, acolo a fost un focar de infecție. E bine că cineva i-a scuturat pe băieții ăștia și le-a zis: alo, haideți să ne mișcăm profesionist, să nu mai intre nimeni acolo. Că de asta zic și o să vezi. Eu cred că abordarea va fi una, concentrarea este alta înainte de un joc, când ai un program de maniera asta. Sigur că s-au schimbat, pot să spui, s-au schimbat generații, Florine, ăștia nu mai sunt ca voi. Bun. Păi noi ce pățeam cu tata lui, ferească Dumnezeu. Cam ce pățeam. Nu mai spun că se apropia ora jocului. Păi eu știam pe Neapuiu, el cum ar celegea în primul rând portarii. De dimineața până seara ar chema pe Moraru și spunea: băi, ia vezi la ăla, râde, iarde de Caterinca sau e serios, e concentrat. Ia vezi la care e mai vână, cum îi simți fizic. Dar la Miuța, cum spuneai tu, joacă posibil cu probabili, eu într-o poartă, Stelica într-o poartă. La noi era legea, se știa care era mai în vână în seara aia, da, care era mai în vână și se vedea care era mai în vână, care scotea mai multe mici, nu era titular. Nu lăsa nimic la voia întâmplării. Crezi că acum ochiul lui și simțul lui, pentru că a intrat în cantonament și e firesc să fie așa, lumea trebuie să înțeleagă că e o relație tată-fiu. Trebuie să ne bucurăm că e așa. Practic avem un antrenor tânăr care are acces direct, ca la un computer, la un hard cu milioane de informații pe care îi le dă copilului său. Așa cum i-a dat baza genetică, îi dă și experiența de antrenor. Experiența, Marius, păi aici e experiența. Crezi că se vorbește de disciplină acum? De câteva zile se spune că, spre deosebire de... Nu știu dacă n-am auzit de probleme de disciplină la echipa națională, îți spun sincer, în ultimul timp. Adică eu știu cineva să iasă din program, cineva de o anumită duritate, de pildă Daum, ții minte, trăgea, îi punea să tragă cu o sfoară autocarul ca să simtă că sunt echipă, să pedaleze în tandem pe bicicletă. Nu, eu am încredere în Edi, îți spun sincer, am fost unul din cei care l-am susținut. Și acum și cred și acum, chiar dacă n-a avut un debut fericit, sigur, bun, dar e un debut, n-avea ce să facă, el abia încerca atunci. A vrut să dea minute la toate jocurile, îți dau exemplu meciului de la București sau în zile de noi, dacă nu schimbam, câștigam amândouă jocurile amicale. Sunt de acord. Dacă nu schimbam, și am vrut să-l vadă și pe ăla cum joacă, pe ăla mic la mijloc, pe Rus a vrut să vadă și pe ăla fundaș central. Să facem mai minte pe Octavian Popescu, ce presiune era să joace neapărat, să fie și a și jucat. Dar e clar că orice început, mai ales la echipa națională, trebuie să susținem echipa națională. Este un nou început. Sigur că sunt aceste jocuri, din punctul meu de vedere, a unei competiții care nu trebuie supraevaluată. E clar. Să știi că o clasare sus, câștigarea grupei te duce mai aproape de... Îți oferă o șansă bună spre Euro. Spre Euro? Păi gândește-te, mi-am adus aminte din meciul cu Muntenegru, când i-a bătut 1-0 ultimul meci, cu Tătărușianu, când trăgea de timp. Și eu la televizor, nu venea să sparg televizorul. Pentru că nu s-a știut regulamentul. Nu s-a știut regulamentul. Așa am ajuns în grupa a treia valorică atunci. Așa. Pentru că mai ne trebuia un singur gol. Da. Și noi trăgea de timp și n-au știut regulamentul. Da. De asta zic. Mai aveam nevoie de un gol. Avem o grupă, una din cele mai accesibile grupe, cele mai ușoare grupe care le-am avut în istoria calificărilor, să zic, în această competiție, pentru că și Muntenegru, și Bosnia, și Finlanda sunt echipe care sunt... Istoric n-au cum să stea lângă noi, dar istoria recentă ne arată că au jucători mai sus. Muntenegru, o surpriză anul trecut, care au arbitrat calificarea. Te aminte meciul cu Olanda și grupa în care au fost. Bosnia cu, eu zic, o echipă la care toată lumea se aștepta în ultimii ani să explodeze, dar care mi se pare totuși o echipă îmbătrânită. Așa e, mai ales echipă... că marii lor jucători, începând cu Geco, și sunt trecuți de 35 de ani. La fel și Muntenegru, uite-te și la Savici, uite-te și la... Savici care nu joacă, din ce înțeleg, da, eu vetic ce ieșit, da. Haide să nu, totuși, o să joace Cristo, o să joace Radunov, probabil o să joace și Vucicici. Sunt jucători care pot fi depășiți de către Ivan, de către Alibec. Mai ales că ne cunoaștem de aici. E diferență mare între cele două echipe. Tot respectul și pentru băiatul de la UTA și pentru Cristo, pentru Radunovici. Dar nu este o echipă care să poate să ne pună probleme. Acum depinde numai de noi cum vom aborda, dacă vom aborda cu încredere. Asta e, cum pleci când ai 4 partide în față? Pleci tare, pleci tare sau pleci cu motoarele? Două jocuri în deplasare. Nu sunt deplasări simple. Nu sunt deplasări simple. Da. Sunt deplasări complicate. La Zenica se joacă, Sedanul se trece prima partidă bine, la Zenica e... tribunele aproape cu și aici la Podgorița la fel, Bosnia. Da, este... da, dar nu este cum este la Zenica. La Zenica, e adevărat. De mulți spectatori și nu așa de răi. De răi. Să dea Dumnezeu să câștigăm această partidă, jucătorii să fie sănătoși, să nu se accidenteze și după aia, sigur, dar important este să începem cu dreptul. Pentru că începând cu dreptul, chiar dacă, repet, este o competiție... Îți dă energie și îți dă încredere și pentru tot. Și liniște pentru viitor. S-a vorbit mult că voi erați, și o să ne întoarcem în finalul emisiunii la anii de altă dată, erați o familie, dar o familie, generația de aur, care, ai cărei membrii se cunoșteau de mult. Păi am crescut împreună. Ați crescut împreună. UEFA 85, 86, exact. Juniori, turnee finale de juniori. Aici e o echipă națională, astăzi avem o echipă națională în care jucătorii... se cunosc de un an, doi, maxim 3. Marius, nu cred că s-au schimbat foarte mult nici la actuala generație. Pentru că, din păcate, e foarte greu să ai de unde să alegi. Păi nu, realitatea ne arată că nu prea mai avem. Nu prea mai avem. Aici e de asta zic, plecând, ei sunt acolo. Niță e în anturaj și echipa națională și el de câțiva ani. Chiar dacă n-a fost titular, a fost dezvalută Tărușeanu. Chiricheș, nu mai spun. Camora, odată cu naturalizarea lui, și era intrat vreo 2-3 ani în echipa națională. Ăștia mici, în față sunt... Se poate suda o familie, relațiile se pot... Adică Edi poate să... Nu trebuie să fie o familie. Familia trebuie să fie când fluieră ăla. Când a fluierat ăla, atunci trebuie să fii ca frații. Că nici noi, știi ce era la noi în cantonament, când jucam miuțele, astea de care spuneam mai înainte de meci, război. Că știam că neapoi... Care e mai bună? Hai să vedem care... Păi să vezi ce prozneală și ce astea. Te-ai simțit nedreptățit vreodată? Tot timpul când stătea pe bancă nu convenea. Când pufăiam eu, când stătea Stelică pe bancă, îl vedeam că pufăia și el. Și ce vă spuneți? Ce vă spuneți? Nimic, ce să ne cărăiam, ne uitam unul altul urât, dar după aceea eram frați, am crescut împreună. De când vă știați? De la ce vârstă? Și așa era și Selime și cu Dorinel Munteanu și exemplele pot continua pe la mijloc, când nu juca ăla, juca Popescu, cu Lupescu sau... Dar voi vă știați de copii. Ne știam de copii, dar nici nu trebuie să fii la o echipă, nu trebuie să fii ca fratele în vestiar, că n-ai cum să fii. Fiecare are o afinitate pentru colegii lui. Ăla vrea să stea mai mult cu ăla. Uite, noi eram de exemplu. Lăcătuș, Belodediș, Prunea, Lupescu, Răducioiu. Sunt fotografii care arată asta. Grupul Dinamo era într-un fel. Da, dar Hagi cu Gică Popescu și cu Ilie, Stelică și așa. Exact. Da. Cu Bursucu. Nu trebuie să... Asta nu e, dar când a fluierat ăla... Acolo nu mai e. Acolo tragem toți la aceeași. Și Iordănescu senior era tatăl, directorul de școală, dirigintele, ce era? Sau era toate din astea? Ne-a stors. Deci din generația asta, nu o să uit în viața mea pregătirea pe care am făcut-o în 94 la Bormio, în Italia. Noi înainte de a pleca în America, am stat o lună, la noi se termina șoseaua. Nu mai aveai unde să mai duci. Într-o cabană, unde nu era nici nimeni, decât bucător care ne făcea mâncarea. Zicea că suntem într-o cazarmă. Sculam la 7 dimineața și dacă n-alergam pe dealurile alea, 3 antrenamente pe zi. La seriile de abdomen, când aveam la sală, făceam, era Neațiți, era Gabi, era Neapui, era Țețe, mi se pare că era și Sichitiu, dacă nu știu, domnul Sichitiu, făceam serii de câte 4 jucători abdomene să nu putem să furăm. Adică ca el să poată să ne controleze. Făceam câte 500-600 de abdomene. Da. Și ce ați făcut furat? Să nu le faceți. Să nu le facem pe toate. Făceam serii de 40, serii de 50, serii de 100. Așa, vă numărau. Stătea și puneam în linie așa și nu aveai ce să faci. Știi ce a fost acolo? Cazarmă. Când ne-am dus înainte din America cu 3 săptămâni, așa că atunci amical la Palo Alto, în deșert, cu Suedia. Da, cu Suedia. Primul și ultimul meci, da, a fost același cu Suedia. Nu puteam să stăm în picioare, eram deșelați. Noi am venit de aici, de la munte, de la Bormio din Italia, de la 12 grade, 13, ne-am dus la 52 de grade la nivelul solului. Și zic, Doamne, ce am făcut? Ce pregătire am făcut noi, că uite, nu putem să alergăm. Când a început treaba a Marius, am fost singura echipă care n-am avut niciun jucător accidentat, da, și jucam la ora 1 la prânz. Da? Știu. 45 de grade, da, 120.000 de spectatori, o umiditate incredibilă. E adevărată povestea aia că se usca tricou, ieșeați cu el uscat de transpira. Noi portarii ne luasem, da, niște tricouri, ziceai că suntem cascadori cu niște burezi pe aici de toamnă, o căldură în el. Transpirați? N-aveai. Păi da, n-aveai. Se usca, și se usca din cauza căldurii. Da. Noi n-am avut niciun jucător care la toate meciurile, dacă te uiți, dacă a stat vreunul pe jos de la noi, cu cărcei, cu nu, mi-aduc aminte, deci am terminat, turneul la final, într-adevăr, când fluierată la sfârșit meciului cu Suedia, la sfârșit, atunci am căzut cu totul, din toate punctele de vedere, și fizic și psihic. Dar pe perioada competiției am fost puternici. De-aia am jucat în fața la 80.000 de colombieni, 90.000 de argentinieni, 120.000 de americani, că noi practic am jucat la meciurile în deplasare. Sigur. Ați avut publicul ostil. Am fost tari, pentru că am fost foarte bine pregătiți din punct de vedere fizic. Este un lucru bun, pentru că Edi n-are cum să nu cunoască lucrurile astea. Da, dar nu are material niciodată, nu de material, de o perioadă atât de lungă de pregătire, decât în eventualitatea unei calificări la un turneu final. Să dea Dumnezeu să ne calificăm. Așa va fi, ne vom califica. Nu putem să Trebuie să vedem tragerea la sos, pentru că dacă rămânem în grupa a treia valorică, cred că va fi foarte dificil. Căpitanul vostru, Gică Hagi, a spus că mondialul următor, care va fi în America, este simbolic. Va reface America voastră de atunci. Să dea Dumnezeu. Pentru Dar până atunci mai avem. Mai avem europeanul, pentru care începem încă de mâine. L-am întrebat și cu asta vreau să încheiem, să te gândești bine. L-am întrebat pe Sandu Boc ieri, să-i spunem la mulți ani, e ziua lui azi, e ziua de naștere a unui mare fundaș, pe care viața, nu știu, o conjunctură nefavorabilă l-a împiedicat să joace mai mult, și pentru echipa națională mă refer. La mulți ani, Sandu Boc, unul dintre importanții jucători ai generației Guadalajara, și l-am întrebat pe Sandu Boc ieri dacă echipa din Mexico 70 era de nota 10. Echipa națională de astăzi, ce notă ar avea de la dumneavoastră? Și mi-a spus, ar fi undeva cam de nota 7. Generația de aur e clar echipa maximă a naționalei, mondialul din 94. Unde e generația care joacă mâine în Muntenegru? Eu cred în primul rând că în comparație cu acea echipă. Eu cred în primul rând că toate generațiile au avut generațiile lor de aur. Plecând de la generația lui Sandu Boc, eu cred că Dinamo București a avut generație de aur. A fost o generație de aur fotbalul românesc. Eu cred că Universitatea Craiova a fost o generație de aur. Eu cred că Steaua București a fost o generație de aur. Steaua are chiar și acte că a fost de aur, că s-a dus până la aur. Pe noi voi ne-ați făcut de aur și suporterii, presa și suporterii, voi ne-ați dat această denumire. Sigur, și bine generația lui Mutu, eu cred că dacă avea mai multă șansă, putea să fie o generație. Eu cred că este o generație care merita mai mult. Generația lui Chivu, Mutu, Lobonț, Rădoi, Raț, Mirel, cei care au mai fost pe acolo, meritau mai mult, cu siguranță. Actuala generație, sigur, este o generație, mi se pare, mare parte dintre ei mult mai tânără. Este o generație care trebuie să ai răbdare. Ori la noi știi foarte bine că răbdare la echipa națională și în toată lumea nu există răbdare la echipa națională. Aici se cer rezultate. Dar trebuie să-i susținem, să-i ajutăm. Sigur, și ei, bineînțeles, să dea totul ce pot când vin la echipa națională, că suporterul la echipa națională a României este unul exigent, Marius. Este unul bun cunoscător. Are un trecut, da. Mai ales că are un trecut. Dar dacă suporterul te vede că din punct de vedere fizic dai absolut totul, nimeni nu este nebun să nu te încurajeze, chiar dacă pierzi, Doamne ferește. Dar să faci tot ceea ce depinde de tine ca să arăți suporterului echipei naționale, Doamne, a făcut tot ce a depins de el, dar am avut neșansă sau a fost o greșeală sau când ai absolut totul. De asta zic că generația actuală asta trebuie să facă, să dovedească prin această tinerețe și din punct de vedere fizic, să vină cu exuberanță, cu încredere și cu siguranță că vor reuși. Eliminarea Argentinei, cea mai mare bucurie a ta din cariera de fotbalist? Nu, meciul de la Cardiff a fost unul din cele mai Calificarea. Frumoasă calificarea care a fost la Cardiff. Și au fost multe jocuri, meciul cu Belgia de la București înainte de meciul de la Cardiff, care a fost un meci hotărător, când am câștigat 2-1. Știi că Bodin n-a ratat niciodată un penalti. Dar ți-am spus că m-am întâlnit cu el, nu? Nu, nu mi-ai spus. Delegatul UEFA, băiatul meu, este fundașul stâng al echipei naționale în Țara Galilor. Și m-am întâlnit, ne-am dus acolo și când m-au văzut de aia, un an de zile, un an și jumătate. Meci Țara Galilor cu Estonia. Și ei, oamenii care te urmăresc acolo, ei se uită cine ești tu, dacă ai fost jucător sau. Da. Și când m-am luat de aeroport legion ofițerul, mi-a zis, ce ne-ați făcut atunci la meciul ăla? Și zic, dar de unde ești mai recunoscut? Păi, dar știu că te-am văzut și am făcut fișa. Și cu Alan, cu Bodin atunci, cu penaltiul ratat, și l-am întrebat, zic, dar chiar ce mai face? Păi băiatul lui e titular mâine, o să vezi la echipa națională și el o să vină la meci. Și zic, de-abia aștept să văd, să mi-l arăt și mie. Și când am dus la meci a doua zi, am văzut, când mi l-a arătat, nu mi-a venit să cred. Băi, nu l-a recunoscut. 100 de kg așa, când l-am văzut, și m-a dus spre el așa și m-am uitat la el de aproape. Și eram în uniforma UEFA cu alea și cu omul lângă mine de la ei de la federație și s-a uitat așa la mine și mi-a zis, I know you. Te știu. De unde? Și zic că Prunea. Și nu pot să spun ce a reprodus, cum fac englezii. Puncte. Te-a jurat. Da, m-a luat în brațe, ne-am așa și mi-a zis, uite, e băiatul meu, zic, știu că e băiatul tău, e picătură din Bodin, la fel, tot așa cum alerga cu astea și mi-a zis Florian, după el era fundaș stânga. Fundaș stânga. Da. La Aston Villa, el singurul penalti ratat din viața lui. Așa, și înainte de meciul ăla și după meciul ăla a executat. Și ăsta l-a bătut bine, a dat o smetie în bară. Da. Am respins-o bine cu spatele, că știi că la portare așa se zice. Și am ieșit după, bineînțeles, după meci m-a invitat la un pub și am stat și am rememorat atunci și ce s-a întâmplat după meci și înainte de meci și am vorbit așa, mi-a făcut mare plăcere. Am stat cam 2 ore împreună. Ce frumoasă e viața de fotbalist. Da. Florin Prunea, îți mulțumesc din suflet pentru tot. O plăcere. Doamnelor și domnilor, acesta a fost episodul de vineri seară. Mâine, Muntenegru, România, ProSport va fi alături de dumneavoastră cu știri practic live de la acest meci. Sunt Marius Mitran, toate cele bune. Hai România, ne revedem luni!